doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Simona Pomazan, urmăriți știrile locale Antena 3 Pitești. Accident teribil pe autostrada București-Pitești. Două tiruri au intrat în coliziune, iar șoferii au fost răniți. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz și continuă cercetările. Accidentul a avut loc pe sensul de mers spre Pitești la kilometrul 94, în dreptul pasarelei Căteasca. Două tiruri au intrat în coliziune, s-au ciocnit și au ieșit în afara părții carosabile. În urma impactului, cei doi șoferi au fost răniți. Echipajul SMURD a preluat unul dintre șoferi și i-au acordat îngrijiri medicale la fața locului. Ambii conducători auto au fost transportați la Spitalul Județean Argeș. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz. Un alt accident rutier a avut loc cu puțin timp în urmă pe DN73 la Mărăcineni. Din primele informații, două autoturisme au fost implicate, iar o persoană rănită. Se pare că este vorba chiar despre fostul primar al municipiului Pitești, Tudor Pendiuc. Conform primelor investigații, acesta ar fi suferit răni ușoare, dar care nu-i pun în pericol viața. La locul intervenției a ajuns un echipaj cu o auto specială și un echipaj al ambulanței. Președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, a făcut câteva comentarii referitoare la proiectul de hotărâre privind demiterea sa din funcție, proiect inițiat de 12 consilieri județeni. Mai multe informații aflați din materialul următor. În ședința de joi 31 octombrie a Consiliului Județean, pe ordinea de zi, a apărut și un proiect de hotărâre inițiat de 12 aleși ai PNL, PMP și PAM pentru demiterea lui Dan Manu din funcția de președinte. Este vorba despre o așa zisă moțiune inițiată de cei 12, care a fost depusă la Consiliul Județean în ziua moțiunii de cenzură împotriva guvernului Dăncilă. Întrebat de jurnaliști dacă are emoții privind acest demers, șeful județului, extrem de liniștit și deloc modest, a venit cu un răspuns prin care liniștește ambele tabere. Suntem mai sudați și facem o echipă cum nu ne-am închipuit de sudată și de bună. Noi vorbim de noi trei, numai. Suntem oameni serioși, partea administrativă o gestionăm cât se poate de bine și nu este loc de interpretare privind dubiu legat de cel de-al 29-lea punct, că referirea este concretă, privind demiterea sau eliberarea mea din funcție. Nu am nicio teamă, am făcut și facem și vom face o echipă puternică în același format. Îi înțeleg pe colegii care au făcut acest demers, care l-au înregistrat exact în ziua moțiunii. Este un gest politicianist, întreținut, astea sunt jocurile, asta e vremea, astea sunt vremurile. Iar în ceea ce privește reproșurile aduse, Dan Manu a mai făcut un comentariu. Sunt multe lucruri de reproșat, dar din cele 7 capete de acuzare, pe care sigur le veți auzi și mâine, o bună parte dintre ele mă onorează, că sunt referire concretă la mine. Dar veți vedea despre ce este vorba. Cu mare drag, mâine, pendelete. Este bine de știut că în urma acestui proiect de hotărâre, pentru ca Dan Manu să fie demis din funcție, este nevoie de jumătate plus unul dintre cele 35 de voturi care pot fi exprimate, în condițiile în care opoziția are acum sigure doar 12 voturi de partea sa. Vremea se schimbă radical, iar românii trebuie să fie pregătiți pentru că veștile de la meteorologi nu sunt deloc bune. Va fi prăpăd în toată țara, vom avea parte de o răcire accentuată a vremii și nici precipitațiile nu ne vor feri. Val de aer polar cu temperaturi sub limita înghețului. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo de vreme deosebit de rece, valabilă în toată țara. Se vor semnala și precipitații în majoritatea regiunilor. Joi vremea va fi deosebit de rece, se vor înregistra temperaturi nu mai mari de 6-7 grade Celsius, scăzute mult față de cele normale. La munte, mai ales în Carpații orientali și meridionali, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă, iar vântul va avea intensificări temporare spulberând zăpada. Intensificări ale vântului se vor mai semnala și în regiunile estice, sudice și sudvestice și vor amplifica senzația de rece. Și vineri vremea se menține rece, iar valorile vor fi cu mult mai jos resimțite. Așadar, trebuie să țineți cont de prognoza specialiștilor pentru următoarele zile și să vă protejați sănătatea. În comuna Bughia de Jos, anul 2019 a fost un an fructuos din punct de vedere al investițiilor. S-au realizat obiective importante pentru comunitate, printre care și asfaltarea unui drum comunal pe o lungime de aproximativ 900 de metri, investiție care era absolut necesară pentru locuitori și așteptată de ceva vreme.
Lucrările de asfaltare la drumul comunal din comuna Bugea de Jos, investiție realizată cu sprijinul Consiliului Județean Argeș, au fost finalizate. Conducerea Consiliului Județean Argeș a efectuat o vizită de lucru în zonă pentru a vedea cum s-au desfășurat aceste lucrări. De asemenea, în această zonă, Regia Județeană de Drumuri Argeș a executat reparații asfaltice și marcaje rutiere pe DJ 732C, Câmpul Lung, Bugea de Jos. Am realizat mai multe investiții la nivel de comună, printre care și asfaltul pe o lungime de circa 900 de metri liniari, de la Monumentul Mleș până la Brazi, investiție care era necesară. În comuna Bugea de Jos au avut loc și alte investiții, cum ar fi construirea și amenajarea unui bazin de apă potabilă, lucrări de reparație, întreținere și investiții la școala gimnazială numărul 1 Bugea de Jos, aceleași lucrări și la grădinița cu program normal Poenandre, dar și lucrări de reparații la școala primară Valea Măceralului, acolo unde a fost amenajat și un grup sanitar. Am mai finalizat și alte investiții în comună, bazinul de apă de 250 de metri cubi, prin care intenționăm să asigurăm necesarul de apă pentru întreaga comună din sursa locală. Un lucru deosebit de bun, pentru că așezarea geografică a comunei arată faptul că nu peste tot pe perioada de vară, pe timp călduros, apa ajunge la toate gospodăriile. Am reușit să renaștem tradiția și implicit Bugea de Jos. Nu-i puțin lucru să reușești covor asfaltic, acolo unde era foarte necesar. Nu este puțin lucru să asiguri apa în așa fel încât toate locuințele, toate casele să fie cu apă permanent la robinet. În ceea ce privește proiectele de infrastructură rutieră în zona Muștelului, după încheierea procedurii de achiziție publică, Regia Județeană de Drumuri Argeș va începe lucrările de asfaltare la drumul județean 735 Câmpul Lung, Bugea de Sus, Albeștii de Muștel. Sărbătoarea de Halloween, atât de populară peste ocean, are anumite asemănări regăsite și în tradițiile românești. Despre câteva dintre acestea a vorbit invitatul matinalului Cafeaua cu Piper, profesorul universitar dr. Sorin Mazilescu. Făcând o paralelă, de fapt, el marchează două lumi. Este o sărbătoare care marchează sfârșitul verii. Se încheie o perioadă, este vorba de o perioadă luminată și debutează o perioadă întunecată. Avem și noi în cultura noastră tradițională focul lui Sumedru, care marchează exact același lucru. De fapt, se spune că în tradiția și în cultura populară românească, în ziua aceea a Sfântului Dumitru, Sfântul Gheorghe înmânează cheile lumii Sfântului Dumitru. Acesta încuie natura verde și dă drumul goliciunii, dă drumul timpului rece. Iată, Halloween a găsit acest remediu. Se îmbracă copiii, dar numai copiii, se îmbracă în diferite costume, tropăie, ba din palme, fac zgomote. Asta este și ideea, să le îndepărteze de case. Și noi avem același lucru. Exact. Același lucru se întâmplă și la noi, pentru că dacă privim cultura tradițională românească, în noaptea de Sfântul Andrei, același lucru. Se deschid mormintele. CS Mioveni a părăsit Cupa României în optimi. Galbenverzii au fost eliminați din cupă marseara acasă pe teren propriu de către jucătorii lui Hermannstadt, care s-au impus cu scorul de 2-0. După prima înfrângere suferită în campionat în acest sezon, 0-2 la Constanța cu Farul, CS Mioveni a pierdut și în optimile Cupei României, 0-2 pe teren propriu, calificarea în sferturile competiției cu FC Hermannstadt. Chiar dacă golurile au venit în partea secundă, iar Mioveniul a reclamat un penalti neacordat în minutul 90, Sibiul merge așadar în sferturi, diferența de scor putând fi chiar mai mare de atât. După ce a fost eliminată din Cupa României în acest sezon în optim, CS Mioveni se poate axa doar pe campionat, unde se află pe locul întâi după 14 etape, iar sâmbătă de la ora 11 joacă acasă cu Pandurii Târgu Jiu. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile locale de astăzi. Sunt Simona Pomazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă aștept cu informații noi la următorul buletin de știri. Rămâneți cu bine, zi frumoasă să aveți. La revedere!